Este scandal la Sibiu din cauza filmului Arsenie Viața de Apoi. Arhiepiscopia cere cenzurarea filmului. Preoții spun că viața lui Arsenie Boca este parodiată în mod jignitor, iar biserica este batjocorită. Detalii despre acest scandal are colegul meu Andrei Naițe, corespondent Antena 3 CNN. Andrei, te ascultăm! Bun găsit! Filmul Arsenie, viața de apoi, este aspru criticat de preoții de la Arhiepiscopia Sibiu. Mesajul lor a fost unul extrem de dur și de tranșant. Au cerut ca proiecția acestui documentar să nu fie permisă în cadrul festivalului Astra, arătând că, de fapt, acest film profanează memoria părintelui Arsenie Boca. Într-o scrisoare deschisă, preoții de la Mitropolia Ardealului scriu că viața părintelui este grosolan și jignitor bagatelizată. Un personaj care îl reprezintă pe părintele Arsenie își permite să fumeze îmbrăcat în haină monahală, ceea ce reprezintă o atitudine josnică că și jignitoare, mai arată semnatarii acestei scrisori. Pe de altă parte, directorul festivalului Astra Film susține că filmul Arsenie, Viața de Apoi, exprimă strict viziunea regizorului și că nu există motive întemeiate pentru ca această producție să fie oprită de la difuzare. Organizatorii s-au arătat surprinși de cerința fețelor bisericești și spun că în 30 de ani de când se ocupă de acest festival, n-au existat presiuni și cereri pentru ca un film să fie interzis spre a fi difuzat, așa cum s-a întâmplat în cazul de față.